Concursul de ciclism Sălaș Velotur a continuat în acest an cu ediția a doua, iar președintele Consiliului Județean, Tiberiu Marc, a afirmat că unul dintre scopurile acestui eveniment este acela de a le da posibilitatea sălășenilor, iubitorii de ciclism, să participe într-o competiție oficială. Deși este abia la a doua ediție, Sălaș Velotur a devenit în scurt timp unul dintre cele mai importante concursuri de ciclism pe șosea organizată în România. La ediția din acest an au fost prezenți aproximativ 250 de cicliști, un număr aproape dublu față de ediția de anul trecut. Pe lângă competiția propriu-zis, organizatorii au încercat în acest an și să promoveze o parte dintre obiectivele turistice ale județului, alcătuind un traseu prin care cei care doreau să urmărească Sălaș Velotur au avut posibilitatea să viziteze și câteva obiective atractive. Un alt scop a fost acela de a da posibilitatea tuturor iubitorilor de ciclism din Sălaș, în special amatorilor, să pedaleze alături de profesioniști ai acestui sport. Unul din motivele pentru care am inițiat această competiție a fost acela de a-i încuraja pe cei care fac ciclism, care au ales să facă mișcare folosind bicicleta, și sunt mulți sălăjeni care fac asta, să le dăm posibilitatea, dincolo de ceea ce în mod obișnuit de-a lungul anului fac ei, adică plimbări sau competiții în care se întrec indirect prin faptul că stabilesc anumite performanțe pe anumite trasee, să poată să participe măcar o dată pe an la o competiție importantă pentru profesioniști. Cred că este o competiție interesantă și motivul este și participarea lor într-un număr important, iar pentru amatori este o ocazie de a fi alături de profesioniști și de a face parte dintr-o competiție care și ca amploare este impresionantă. Eu am fost în spatele plutonului și e absolut impresionant să vezi peste 250 de cicliști care se înșiră de-a lungul drumului și care merg în pluton compact sau spre final mai răsfirați în funcție de performanțe. Este și pentru localnici o situație mai puțin obișnuită și am văzut mulți copii care mergeau pe bicicletă și așteptau să vadă cum trece plutonul și pentru ei e cu siguranță un model. Cursa profesioniștilor, care a avut un traseu de 115 km, a fost câștigată la masculin de stelistul Cosmin Bidilici, urmat de Daniel Crista și Marius Petrache, ambii tot de la Steaua București.